you mean, click? Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip de-al meu. Bă, de când am mai pus și o GTA 4, ia să văd tot, și am dat drumul la filmarea pornit, bun. Bă, în caz că vă întrebați de ce, dragi, n-am mai postat GTA 4, e bine că am stat să umblu la setări, stați un pic aici înăuntru, framează, nu se zice. Sunt unele locuri în GTA 4 și pe mapă în care efectiv îți framează fără niciun motiv. Hai, jos din mașină! I-am tras în cap și n-am murit? Ciudat! Hai, da, în mașină atunci. Ce vreau? A, da. E bine, n-am mai filmat GTA 4 că am stat să-i mai îmbunătățesc setările, totuși că nu știam cum să le fac. Că vroiam să am... Voiam să am peste 60 de FPS-uri când filmez. Pentru că, na, dacă toate jocurile pe care le postez în acest moment am 60 de FPS-uri, dacă la toate jocurile așa, de ce să n-am și la asta? A, păi stai că nu pot, nu merge ca în GTA 3 să iau mai bolidul ăla. Decât... Stai mă, aș putea să intru pe undeva? Uite pe ușa așa direct. Hai, pot să sparg ușile? Nu pot. Ne, văd că nu. Așa. Și nu știam să-i fac setările ca să am 60 de FPS-uri când filmez, pentru că... Na, n-aveam tot timpul. Așa că, până la urmă, am zis, bă, cred că probabil o să filmez ultimul episod, nu știu, că vreau să închei seria, că m-am plictisit de aceasta. Dar, în schimb, am văzut că pot să pun rezoluția mai mică și să o fac tot în format 16:9, chiar dacă, de fapt, e, de fapt, 4:3. Adică, eu acum, având monitorul pătrat, am imaginea pătrată, dar e un pic cam întinsă în sus. Și când o să editez, o să o întind și în lateral și o să fie exact cum trebuie. E, ce nu fac eu pentru voi ca să pot avea o calitate cât mai bună pentru voi? Așa am și 60 de FPS-uri și HD. Hai zi la misiunea asta aici, apoc un waypoint frumos, trebuie să întoarc. A, ba nu, e bine, bagă viteză. Hai să vedem, dacă nu framează acum când intru în centru aici, zbarosan de barosan. A, păi trec pe lângă, e bine. Nimă buci, dacă am mici bucile aia totuși. Bă, deci că sunt mici. Asta e. Probabil că n-au putut să bage și o imagine de planetă, a trebuit să facă ei niște buci așa. Nu le-a permis bugetul să le facă mai mari. Hai că deja am dat-o în perversiuni să moar Gibilan, ok. Hai mă, treci, taximetrist, prost, bine, nu cred că este prea mulți taximetriști deștepți în lumea asta. Acum dacă aveți, acum na, ori fi. De exemplu, părinții voștri, dacă aveți părinți taximetriști sau habar n-am. Ok, se schimbă melodia, ce naiba? Da, se ține o melodie așa brusc. Ok, băgăm așa frumos. Mesaj de la micuțul Jacob, ce vrei și tu, bla 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 bla, bun. Cred că trebuia să-l sun, nici nu am citit ce scrie. E, tenă. Hopa. Uș. Între 10 și 4. Fa! Ia mă câte ceasul. Fa, oleu. Stai că trebuie 4 după amiaza. Sau, a, ba nu, e bine. Hai, că am nimerit. Ăsta e gay, să mor eu. Și trebuie să-l duc pe ăsta în Middle Park să facă mișcare? Ce dracu misiune e asta, vă bate joc de mine? Vă bate joc de Nico Bellnick sau de Nicușor? Hai, dar să ducem pe ăsta în parc. Poate e gay și vrea să ne o tragă acum prin boscheți. Let's get our heart rates up, Nico. Remember to hang back. I need to charm him out. Te și tu mergi și are ăla. Oată ce bede să arată tipul ăsta. Let's go, let's go. Mai tre... A, frumos, s-a blocat jocul o secundă. Bun. Stay back, Nico. Play hard to get. Hiya. He'll only come after me if it looks like I'm by myself. Nu mă, pot să-mi iau o barcă pe aici, văd.
Bă, ceva de genul în cișmigiu, mi se pare. Parcă am zis o dată că parcă seamănă un pic Liberty City cu Bucureștiu. Așa, scarpină-te la ouă. Really, nigga? Try again. Deci am alergat prea de... A, trebuia să... Hai să te duc în Middle Park, firea al dracu. Plăcerea mea, plăcerea mea să fac misiunea asta. Bă, deci sunt unele misiuni, nu știu, de... cred că în bajocurile le-au pus ăștia aici, special ca să ne facă nouă dragi. Bine, na, probabil că sau... Hai să nu punem doar misiune, că ai trebuit să omori oameni să frumoși. Mai băgăm ceva, da. Aoleu, ador misiunile de genul ăsta. Hai, da la... Nu trebuia să trag. Ți-o căzut boschetarul ăla. Și acum? Ăsta e gay. Deci tu cum alergi? Zici că e fetiță de-aia. Deci cum ține mâinile laterale? Exact așa zici că e. Gay-ul drag. Uite din nou pe tipul ăla care ce arată mișto. Dă-te mă la o parte. Te dracu mă bagă ăsta. Doamne, sper să vină acum unul să-i tragă un glonț în cap. Vine să-i zborc. Așa, de cu bâta, de cu bâta. What's your problem? Fag lover. Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Și acum să-l prindem pe ăla. Hater! Bă, dar parcă am fi pe YouTube. A, scooter, și mai bine. Hai da, fugărire! Unde e... Spune mă că bag acum ceva rock. No, nu-i rock. Nasol. A, mă rog, putea să-i fost aia pe care o mai băgam pe live-uri. La început. Aia de la Paper Cut Massacre sau Massacre, ceva de genul. Unde s-a dus ăsta în Beteșug? Am un prieten care e ardelean, mă rog, maramureșean, deci da, practic face partenerteal, mi se pare. Și așa e vorba la ei, în loc să zici du-te dracu, se zice du-te în Beteșug. O să te mănânce Beteșugul. Sună ciudat, dar în același timp și mișto. Orice derapează scu... Parcă aici, dar nu? Nu, nu aici ai dat-o. Bă, zice, mai bine lăsam să-l bată. Bine, nu prea am fost atent la story, nici mai țin minte cum ne am ajuns să am misiune la un homosexual. E, cât de cât se păstrează un pic panorama la joc și anume cum dau peste oameni aici. Am luat și Wanted, serios? E, să mă piși pe tine. Fag lover, iubitor de țigări sau ce? Hai să scap de Wanted-ul ăsta.
Stai, mă, pe unde? Aha, pe aici. Ok, hai că merg pe aici și îl regăsesc. Fag nu înseamnă țigară, din câte știam. E, măcar s-au de cargo pe fundal. Ba, dar nu plouă. Mai bine, oricum mai bine că nu plouă, de fapt, că scad, scad la FPS-uri după aia. Hai că am plecat binișor. Și acum să le iau pe omosexualul ăla. Sper să nu mai am de-a misiunea el, că l omor eu numai de-al dracu ce sunt. Urcă! Bă, vezi ce faci în spatele meu acolo? Și cască roz! Doamne, doamne, ce misiuni pot să-mi dă ăștia? Bă, Rockstar, voi sunteți proști la cap, de ce dracu mă puneți să fac așa ceva? De ce? De ce? De ce? La panoramă? Asta numiți voi panoramă? Să am misiuni cu omosexual? Nu sunt rasist, dar când văd un... ...d-ăsta... ...care... ...putați și voi la el cum s-a comportat până acum și cum naiba să te fii bărbat și să-ți iei training roz, dacă te crezi sportiv. Oh, hai, lasă, dracu, că după aia poate apar ăștia pro-homosexualilor și... Da, părerea mea este așa. Cred că în câțiva ani, nu chiar câțiva, hai să zicem vreo 10-20 de ani, nu se va ajunge să fie ceva absolut... De fapt, în ziua de azi, deja e normal să fie homosexual, se pare. Unde a căzut ăla? Aha, uite la acolo. Ce-a sărit ăla? Nu știu cum aleargă, frate. Și mai pun și cască. Aoleu. Deci în ziua de astăzi deja a început să devină ceva absolut normal ca să fie homosexual. Ce? Da, eu oricum, pe mine mă sperie gândul că pe vreo 10 ani, 20 de ani, o să am copii, vor fi nevoiți să vadă pe stradă homosexual cum se ling. Bă, părerea mea că nu-i bine, bă, și nici să se legalizeze adoptarea. De ce? Gândiți-vă cum o să fie pentru săracii copii la școală, o să fie bajocuri, nu știu, când o să discute ăștia între ei, cum îi cheamă pe părinții lor și o să zică că îi cheamă Ionel și Marcel. Vă dați seama, bajocul ce o să fie? Sau să le cheme Ionela și Marcela, na? Să ai două mame. Ce dracu, niciun tată, bă, îți spun. Părerea mea e că o familie trebuie alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Bărbatul pentru protecție, siguranță, femeia pentru grijă și toate cele. Unde, dacă lipsește unul aceste două elemente, e ca dracu. Hai, două femei, să vedem cum ar fi. Grijă și mai multă și astea acordată copilului, dar problema este alta, nu să fie acest sentiment de siguranță pe care îl poate oferi un bărbat într-o familie, pentru că chiar așa e, totuși. Ce, o să fie nevoită una din ele să conducă ca să mai facă și accidente după aia, acum și că cele mai multe accidente sunt provocate de bărbați și de femei. Da, pentru că sunt 2 milioane de șoferi și doar 2000 de șoferițe, na, ca exemplu, păi e normal, așa. Dacă ar fi să facem o statistică altfel și anume, numărul de șoferi, procentul din fiecare gen, adică să zicem câți la 100 dintre bărbați fac accidente și câți la 100 dintre femei, vă spun, ar fi mult mai mult la 100 dintre femei decât din bărbați. Da, na, feminismul este ceva ce, nu știu, domină în ziua de astăzi. Părerea mea, femeia să treacă la cratiță și cel mai bine. Nu știu, nu sunt misogin sau ceva. Îmi plac femeile, îmi place păsărica. Da, totuși, frate, din adâncul istoriei se știe, femeile au stat să aibă grijă de copii și astea să facă mâncare, zice, bărbații încă din preistorie se duceau ei la vânătoare cu sulița, cu bâta, cu arcul, cu ce dracu se duceau. Nu să fie acum, nu știu, părerea mea că așa și trebuie. Și mai sunt unele femei culturiste, bă, din partea mea sunt scârboase rău culturistele. Hai, o fată cu pătrățele nu e urâtă. Da, totuși, părerea... Ce dracu, nu mai sună acum. O, gacică, că tot vorba de femei. Mă rog. Trevor, hai o fată cu pătrățele sau un pic mai musculoasă, nu strică, gena, cum sunt alea din WWE, nu surâte deloc. Sunt chiar bune și țâțe și muși și tot ce trebuie. Bă, dar salea culturiste care, fai de capul meu. Nu știu, părea mea că o culturistă e aia cu... Acum nu mi-e ciudă pe ele cu o femeie mai musculoasă ca mine, că eu și așa când eram mic eram gras, deci ce dracu să mai zic. Dar totuși, părerea mea e că, bă, unei femei nu-i stă bine foarte musculoasă. Hai, la un bărbat, da, el stă un pic mai bine musculos față de o femeie. Dar nici care în halul ăla să fie culturist din ăla de zi. Singure, de... Nu știu, ați văzut cum e la culturiște, cum sunt culturiștii de
toți mușchii se măresc, toate părțile corpului, mai puțin curu, capul și fața și astea. În rest, totul se mărește. Păi ce naiba, o să ajungi să ai un cam micus față de restul corpului și alte cești. De ce zic de cur? Ei bine, ați văzut cum fac aia pose acolo. Cât ce picioare groase au și astea, na. La fel și la o femeie, nici nu se mai văd sânii de la mușchi. Par mult mai... Bă, câte gadgeti îl sună pe ăsta? Acum vorbește și asta. Go to church. Aoleu, funeral. Mergem la o mormântare. Băi, eu urăsc mormântări, într-adevăr, e rost de colibă. Dar frate, nu... Bă, când știi că a murit cineva și să mă mănânc ceva bun doar pentru că am murit, e așa un gând totuși. Mă rog. Revenim la discuția noastră. Deci părerea mea e că e normal ca femeile să aibă mai puține drepturi ca bărbații, deoarece... Na, acum, bine, într-adevăr, nici chiar în halul ăla încât femeile să n-aibă drept de vot și astea, dar totuși, și în religie este chiar așa, adică, când e cu împărtășitul și astea, mi se pare că întâi se duc copiii, apoi bărbații și apoi femeile la sfârșit, deci, vă dați seama. Și ziua femeii, toamne, trebuie să fim, de ziua bărbatului nu există, ci că e tot restul anului sau nu știu ce, da. De aceea noi... Trebuie să le facem mereu iubitelor noastre cadouri și asta de ele niciodată ceva. Fai de capul meu. Sau că pe femei trebuie să ne comportăm cu ele altfel decât între noi bărbații. Hai, înțeleg, uite, să, înțeleg ideea să nu zici coaie și asta. Na, zici, fă pizdă, bine, glumesc. Dar totuși, pe aia mea că unei fete nu-i spui salut, îi spui bună și asta este o porcărie. Eu pe toată lumea salut la fel cu hai noroc, ceau, les, nu știu ce. Bine, nici ca așa, dar așa mai zic eu, hai noroc, hai noroc. Părerea mea, nu știu, adică... De ce doar pentru că ai alte organe genitale trebuie să mă comport cu tine altfel? Părerea mea e că cel mai bine tratez pe toți în mod egal, că altfel s-ar duce spre discriminare. Părerea mea. Acum poate greșesc, nu greșesc. Albanezii, aoleu, am un prieten care are neamul din Albania. Am omorât pe vreunul? Evident, pe niciunul. Plăcerea mea. Bogdane, dacă te uiți la clipul ăsta, te-aș împușca acum cu cea mai mare plăcere. Ce-a bubuit? Aha! Bă, ce bun e M4, dar parcă tot Kalashnikov era mai șmecher. Nu știu, eu sunt pro Kalashnikovului, pentru că damage mai mult... Și nu-i nevoie să faci așa rafale. Nu știu, adică cu Kalashnikov-ul parcă e altfel viața. Am obișnuit și la Counter să joc numai cu AK-ul și probabil că da-ia. Trebuie să ducem cadavrul ăsta. O, mașină craco șiuge ca în GTA 3. Mamă, ce vremuri bune, bă. Și trebuie să conduc eu mașina. Hai, cu mașina e caracoșuge ca în GTA 3. Shit, we lost the back doors. Don't lose my brother too. Go easy there, Nico. Dar poliția nu face nimic, de ce nu? The day we die și mergem cu un cadavru în mașină, frumos. Care mașină venea după noi? Aia? Gata, hai. Ne-a luat poliția. Fuck! Dar abia se mișcă mașina e caracoșu, gen GTA 3 era mult mai bună să moară gibilani. Bulac și tot. Ce vreți, nu știu. Dușmani, să vă moară dușmani, așa, că vorbesc ca un cocalar, panelar, mă rog. Parcă acum că se vede oceanul, mi-am scăzut FPS-urile. Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, hai. Ce trebuie să schimbă melodia așa, pe la jumate, nu știu. Poate cade coșciugul ăla, ce aș râde.
Dar ce aș râde? Ce? Stăm la roșu? Mare brânză. Nu stăm noi la roșu. Am scăpat de aia care ne urmărea, am scăpat de... Bun, hai să ducem aici cimitirul sau ce? Da, uite acolo pietre funerare, cruci și avea ăștia. Ăștia nu sunt creștini, ăștia sunt altfel. Catolici? Protestanți? Ce naiba sunt americani? Dar știu că aproape un sfert dintre americani sunt atei. Într-un fel, părerea mea e că mai bine să fii pro-științei și astea decât religie. Adică, decât să fii un om religios care merge la biserică și în loc să te duci la spital când ai orice problemă, părerea mea e, nu știu ce să zic, cum era aia, cum de-au făcut la Sfânta Parascheva, au aranjat ăștia o femeie să se dea drept posedată. Te făcea o babă. La cuvioasă, maică, nu la salvare. Da. Sau odată dădea la televizor, acum mult timp, că pe vremea când mă uitam la televizor, deci clasa 8-a cel mult, dar hai să zicem vreo 7, acum vreo 5 ani, da. Căci că unii ce au făcut, în loc să-și ducă fiica bolnavă la spital, o duceau la preot să-i facă rugăciuni, nu știu ce, și evident aia a murit, că da. Și ci că i-au făcut reclamații ăstuia să-l dea în judecată pe ce chestii. Și până la urmă poliția, singurul lucru pe care a putut să-l folosească ca acuzație a fost înșelăciune. Na. Dar totuși, în loc să-ți duci fata bolnavă la spital, tu o duci la preot, Doamne. Sau mai sunt blesteme. Și păi eu nu cred în blesteme. Adică dacă mă e cu... Adică spun eu, dacă vreau, fac din astea cu să mor eu și nu știu ce, ho-ho. Că nu mi-e frică. Și în plus mai sunt țiganii care zic, să mor eu dacă am furat aia, nu știu ce. Etena! Trebuia să, dacă blestemele astea erau adevărate, trebuia să scadă populația țării cu mai mult de 3 sferturi. Că nu doar țiganii fură, și românii, oho. Ia, trece poliția și va salvare pe șosea că... E sirenă din aia, lumină de aia. Hai că mai facem o misiune. Ia mă, ce notificări mai am și eu pe telefon, bla bla bla. WhatsApp, nu știu ce și... Da, YouTube. Hai să vedem ce avem și noi pe aici, deci Mai avem două misiuni. Hai că poate te noi și noi dracu jocul ăsta. Ce aici? Assassin. Pen spray, nu știu ce. Hai din... nu la gheiul ăsta, frate. Nu. Refuz să fac misiune. Unknown color. Altă misiune? Nu știu. Stai mă, nu pot să ies pe aici, ce mama naibii. Ai, altă misiune. Alt tip acolo. Ce-am și eu că poate trebuie la jocul ăsta bine, cred că la 100 cât dracu am făcut din el. 46,74. Bine, nu mai știu cine îmi zicea că ci că doar 5% ar fi complet, pentru că sunt misiuni secundare, nu știu ce chestii pe acolo, skill-uri, se faci pe tot 100% la respect, la bla bla bla. Etenai. Bine, și Far Cry 3 eu am putut să mai joc misiuni secundare, deși am terminat alea principale. Acum nu știu care ar fi secundarele și astea, că apar mereu misiuni. Hai că merg pe drumul ăsta așa că-i drept, nu mai stau să fac viraje. Că am 60 de FPS-uri acum și îmi place să conduc. Acum că-l PC bun, poate ar trebui să-mi iau ceva volan și un joc de ăsta de curse, ceva. Tu știu, în patru, cu ce umblă milițianul pe stradă? O să mă bat pe... Aia, Tena, lasă, mai bine merg pe... Dă-te, bă, la o parte! Ta, drum blocat! Trebuie să o colesc acum. Aoleu, cât a putut vorbi mai devreme despre feminism, despre homosexual și astea. Asta e lumea în care trăim. E bine că România gay sunt mai puțini. Bine, sau cel puțin știu ei să se ascundă. A, nici nu eram pe... Bun. Hai, da. Ar trebui să mai ca o melodie de-asta, rog, fără copyright, da. Na. Poate nu-i disponibil ăsta. Aoleu, să zic. Ce dracu-i pic... Du-te, dracu! Nu mai vreau să văd aici. Bă, vine să iau cuțitul ăsta să-i tai puța.
Find the car. Ia că o iau pe asta. Ah, că o iau pe asta, că e parcată. Dăm cu arma asta, că o să am nevoie. Sau... Stai, mă, că e acolo parcată. E mai mișto aia. Lasă-mă să aud alarmă. Bernie. Cred că așa se citește numele. Doamne, deci ce mă enervează misiunea asta. Stai că mai e și ce, dar ce să mai zice la Baldur's Gate, Tony? Nu prea știu cum sunt misiunile acolo, deci da. Ce mă uitam pe YouTube când eram mic? Mă rog, mic, mai mic, acum vreo 3 ani. Pe când aveam PC-ul ăsta și nici pe ăla vechi, de fapt îl aveam, dar era mai mult al lui tata decât al meu, mi l-a dat mie până la urmă, da, țineți-vă ideea. De mai multe singura divertisment pe care puteam avea eu era o tabletă pe care stăteam pe internet și făceam cam toate pe ea. Doar pe ea mă jucam, doar pe ea mă uitam pe YouTube și pe astea, pe vremea aia nici nu aveam WhatsApp. Acum nu știu dacă era așa popular WhatsApp-ul pe atunci, sau ce puțin îl foloseam eu, bine. Deci acum nu prea-l folosesc, am doar câțiva oameni cu care vorbesc pe WhatsApp, nu știu, dar parcă e mai mișto pe WhatsApp, că pe Facebook, nu știu. A început să devină un porcărie și-au băgat, nu știu ce sticker de-asta cu un porumbel, cam aș pare porumbel. Îmi plac porumbei, am și o porumbei, dar căcățios rog porumbelul, a încercat să combine, cred că știu, a încercat să combine două elemente. A încercat să combine așa, porumbei că îmi plac și... Headbang-ul, că ați văzut cum dă porumbelul din cap. Ați văzut cum dau și ăștia rockerii din cap. Dar nu, nu, combinația aia nu-i prea reușită. Ăla nu zici că e porumbel rocker și că e porumbel handicapat. Where's Bryce? We wanted to speak to him, not his rent voice. Listen. Să mă piși pe el cinematică, nu vreau să-l văd. Aaaaaa, da să ne pușcăm. Mai e gay ăsta în mașină, nu poți să-i zbor și lui creierul. Bă, deci de ce dracu Nico a ajuns să fie prieten cu un gay? De ce? De ce? O, măcar acum avem o fugărie de asta ca lumea și încep să scadă FPS-urile, nu-i prea bine. Hai să tragem! Bine că mai am gloanțe din asta. E, hai să mai vorbesc și eu ceva cât timp stau aici și... Morții mătii de taximetrist prost! Bine că n-a bubuit dracu aia. Eu losing them. Nu mi-am dat seama, nu! Eu nu conduc și îl urmăresc pe ăsta și nu-l mai văd, nu? Doamne, ce... Nu s-a băgat și autobuzul ăla în față. Înțeleg că asta e funcție special de joc ca să-ți provoace dragi, să-ți fie greu să-l prinzi. Holeu, fum ce scoate autobuzul ăsta aproape la fel de mult, aproape precum autobuzul meu de la școală. Bine, l-au schimbat până la urmă. Autobuzul cu care merg la școală? Bă, trebuie să urc sau să cobor, că nu știu. Merg, bă. Da, pe aici, pentru că trebuie să merg, mi-era că trebuie să o iau pe deasupra. Ce s-a răsturat ăla, ați văzut? Ce coace? Ce să trag la geam, să-l puși pe șofer, dar nu prea are efect, așa că tragem pe la roți. S-a răsturnat și ăla, ați văzut? Tax! Nu, ăsta nu-i taxiul, dar totul e pro șoferul ăsta. De dracula, ce dracu se răstoarnă mașinile în halul ăsta? Hată și tu, bă, ăștia nu sunt sănătoși la cap. E, măcar misiunea asta e mai faină, că vede mașini care se răstoarnă, camioane și alte cele. Hată și tu, accidente, ce face bulangiul ăsta? Stai că pe partea asta a luat acum. Bă, dar bă, ăsta nu putea să... Bă, îl fugărește poliția? Dacă îl fugărește poliția, e bine. Cred. Da, bă, îl fugărește poliția. Și a pierdut mașina în poliție, cred. A, mă, că-i dau la rost, că eu mă chinui să trag prin lunetă pe acolo, că mi-e căldilez, dar nu merge.
Am scăpat! Gata, bun, hai să plecăm, dracu, de aici. Dă-te mă la o parte, șofer prost, așa. Bă, dar ce mașină o fi asta? Că... A, fix pe aici e poliția, frumos. Bă, ți-ai dracu de gabori împuțiți. Poliția trece, curve rămân. Hai da... Bă, dar la fix am oprit aici și... Nu! Ha! Nu ți-e așa ușor. V-am învățat mișcările, frerilor. Bă, dar polițiștii de aici în GTA 4 nu mai ai dracu decât ai din GTA 5. În GTA 5 doar vine aici, te împing. De aici în GTA 4 ăștia se bagă în așa fel încât să te oprească. La capitolul aspecte de-astea mai mici, nu chiar aspecte. Detalii din astea de genul, e mult mai bine lucrat GTA 4 ca GTA 5-ul. Dar la grafică, nu prea. Adică GTA 5-ul într-adevăr rupe și la optimizare la fel, adică cred că mai bună optimizarea la 5 ca la 4. Sau cel puțin grafica, în orice caz. Dar am văzut pe net că îți merge GTA 5 pe... Uitam cumva la 5, ci că cea mai slabă placă pentru ele una e 512, dar pe 256 de biți am pus 128. Dar nu contează neapărat biții, contează procesorul grafic, am învățat asta până la urmă. De aceea unele plăci, de exemplu a mea, sunt câteva milioane și altele sunt câteva zeci. Deși au același număr de gigași de biți, e procesorul grafic care... Îți dai seama, vă dați seama cât e. Aș vrea să-mi iau un loc cu plăci astea care are procesorul prost de 1600, un AMD RX de 4 GB, tot pe 128 de bits, dar cu procesorul grafic de 7000 de MHz. Și m-am uitat pe net, bă, deci în GTA 5 și în alte jocuri o să am performanțe 200% cu placa aia, plus ăștia 8 GB de RAM pe care am și procesorul, da, RAM o să-i mai pun. Acum nu. Nu prea curând, că mi-ajung 8, dar mai întâi vreau să schimb monitorul, hardware și apoi placa la final, că na, astea ar fi cam cele mai urgente. Bun. Bă, hai că ajunge cât am filmat totuși, că cred că avem vreo 15 minute. Hai să schimbăm, să oprim dracu muzica asta. Bă, eu sper că v-a plăcut acest episod de GTA 4. Dați și voi acolo. Hai că încep să zic să dați like, nu știu ce. Mă duc dracu de curând și eu cu cariera mea. Mă rog, dați și voi un like așa, un like așa ca de revenire pentru această serie. Un subscribe să deveniți și voi un tovarăș. Și cam atât. Eu aici v-am lăsat. Ciao, les!